O prezență frumoasă, Nina Krulikovski vine astăzi cu noutăți muzicale și alături de Ruslan Țaranu, care i-a compus o melodie proaspătă. Bună seara! Bună seara, dragă! Bine ați revenit la noi! Frumoasă! Sunteți, vreau să menționez acest lucru. Mulțumesc. Și să nu lăsăm prea mult pe domnul Țaranu singur? Da. El e cu chitara, dar oricum, alături de femei, probabil e mai interesant. Mai vine chitară. Bună seara și spuneți-mi din start, cum s-a legat această colaborare? Colaborarea noastră... Nu știam nimic despre asta. E de zeci de ani de acum, deoarece cu Ruslan am făcut muzică. Bună. A treia colaborare. A treia? Da, eu vreau să te ajut. Ia spune tu. Da, prima colaborare a fost în 79, cu formația Bucurie atunci. Da. Era Nina Krulikovski, Sadovnic, Ion Suruceanu, ei și alții. După aceea, a doua colaborare a fost în 81, la Zorile Crimei, unde a ocupat loc foarte de frumos. Laureat, de laureat. Cu un aranjament al meu, nu mai țin minte cum se numea cânticul. Da, de ce? 7 cântece erau, Ruslan. 7. 7 piese în limbi străine. Da, și acum... Spaniol, poloneză, cehă. E și acum a treia colaborare, adică un cântec al lui Igor Grosu, text Iulian Filip și aranjamentul meu. Balada umbrelor. Da. Așa se numește. Da. Deci aveți exercițiu în a colabora împreună. De data asta a fost ceva diferit sau ca și în anii precedenți? Eu cred că nu, pentru că un suflet de pe pământul ăsta nu prea își schimbă poziția sau chiar năravul. Nu prea. Așa că e la fel. Ca și în tinereți, cum colabora. Vreau să spun, să ajut, că suntem totuși profesioniști, avem o experiență mare și la noi altfel curge, adică creația. La tineri, nu știu cum așa, intuitiv, asta îmi place, asta, hai, așa, ceva, la noi, profesionist. Avem tema, avem textul. Aveți o strategie? Da, trebuie să fac un aranjament care corespunde melodiei și caracterul lui Nina. Înțelegi? Și să nu fie prea vechi și să nu fie prea modern. Adică un aranjament foarte delicat. Depinde de text, în primul rând. Și de text poezie, tot, da. Eu cred. Aici tot în ansamblu, da. Atunci îndrăznesc să vă întreb, cui este dedicată această melodie? Chiar bine că ai îndrăznit să știi. Melodia, a venit ideea mea de acum 3 ani și jumătate, când am fost, ții minte, la prima emisiune aici, când am revenit din România. Și eram într-o criză mare și sufletească și cu sănătatea nu prea stam și nu știu de ce îmi părea mie că eu o să mă duc. Așa vedeam eu niște vise și mi-a venit într-o noapte nedormită ideea, când voi pleca am o piesă, o să mai vin. Așa am numit eu piesa de la bun început, l-am găsit pe Iulian Filip și poezia a stat 3 ani și jumătate. Undeva în Săltar. Până Igor Grosu a luat poezia și am schimbat-o cu ajutorul, de fapt, lui frate meu de cruci, domnul Hotineanu, marele savant în medicină. Și el a zis, Nina, este un testament, de fapt. Zici, hai să o numim altfel. Și a fost ideea lui, Balada Umbrelor. Dar în sufletul meu a fost întotdeauna Niștea Maria Drăgan. Este dedicație Mariei Drăgan, o soartă foarte dificilă ca și a mea, de fapt. Și am fost prietene. Deci asta ar însemna că vor continua melodii în colaborare, da? Bineînțeles. De cu a doua e plămădită, aranjamentul este cu Ion Enache, o piesă foarte interesantă, neobișnuită un pic muzical, pentru că trece dintr-o temă în alta și mai urmează, sper, a doua oară în emisiune spun, sper că și Ruslan Țăranu îmi oferă o melodie, pentru că are lucruri foarte interesante și el cântă interesant. Da, noi asta știm, pentru că dumnealui mai vine pe la noi și mai prezintă piese proaspete. Apropo, în era digitală în care noi trăim, s-a schimbat cumva interacțiunea dintre dumneavoastră și admiratorii dumneavoastră? Absolut. Sau ei au rămas aceiași? Nu, aceiași. Probabil că multe persoane mă opreau pe drum, de cu aveau 30, 35 și spuneau, noi am crescut cu piesele dumneavoastră, doamna Nina.
Și vreau să zic că am pleiade întregi de acolo, de spectatori. Da, cei mai apropiați, sigur că sunt de vârsta mea, dar și foarte mulți tineret se apropie de mine. Pe stradă mă recunosc, deși mă camuflez, îmi pun ochelari, mă rog, să nu mă de ochi. Dar totuși se apropie și copiii de 18 ani s-au apropiat de mine. E foarte plăcut, să știți. Și dacă ați luat-o cumva de la capăt, e o întrebare clasică, banală, dar vă întreb, ați schimbat ceva? Eu cred că da. Vreți să ne spuneți sau păstrați intriga și secretele? În orice caz, mi-am dat seama că am fost plămădită pentru scenă. Lucrul ăsta s-a întâmplat atât de brusc, atât de neașteptat în viața mea. Eu eram la muzicologie cu toată muzica clasică în urechi și în mintea mea și eram cu teatrele, adică n-am știut că o să cânt. Dar atât de dificil mi-a fost drumul și mi este până în ziua de astăzi, că eu cred că mergeam pe alt drum. Sunteți totuși în această industrie muzicală de mulți ani, ambii. Puteți să spuneți, au evoluat lucrurile? A evoluat cumva muzica? Sau e în continuă stagnare? Eu vine de după hotare, 15 ani la Paris. Totuși. Eu mă tem să spun ceva. De ce? Aveți tot dreptul. Eu m-am întors în 2004 din Franța și când am venit încoace, parcă nimic nu s-a schimbat. Adică cum era în anii 70-80, așa și-a rămas. Bineînțeles că tineretul cum evoluează cumva și stărui să se adapteze la cultura occidentală, dar majoritatea artiștilor care au fost în anii 80, mi se pare că toți au rămas așa, la acest, adică, sunetul, aranjamentul, melodiile, tot așa, parcă nimic nu s-a schimbat. Cer scuze, dar adevărat. Este o problemă. Vorbeam cu Ruslan și Ruslan mi-a tras atenția la lucrurile astea. Este o muzică electronică, de fapt, în afară de vocea vie. Dacă într-un aranjament nu este măcar un instrument viu, tu spuneai lucrul ăsta, atunci muzica asta nu pătrunde în sufletul omului, să știți. Căutările sunt enorme, eu văd tineretul cum se zbuciumat. Limba engleză, și eu aș vrea să cânt în engleză, dar știți, mă gândesc la poporul meu, totuși. Omul ăla, chinuit cum e el, de o viață, de veacuri, poate, el vrea să-și audă limba lui, care e atât de cantabilă. Ar trebui și lucruri, sigur, că internaționale, dar fiți atenți, tineretul, mai cântat și pentru... Dar care chiar sunt cele mai mari greșeli care le face un tânăr artist atunci când urcă pe scenă? Cântă în limba care nu e maternă? Nu e o greșeală, dar e neplăcut un pic. Cântă în limba ta maternă și pe urmă, spre sfârșit, când lumea de acolo te-a pipăit, te-a înțeles, te-a primit la suflet, atunci cântă spre sfârșit și ceva în engleză, franceză, italiană, că este foarte frumos. Așa cred eu, dar asta e părerea mea, poate nu trebuia să o zic, nu știu. Melodia pe care ne-ați adus-o astăzi în premieră o vom putea asculta și live în cadrul concertelor pentru admiratorii care se tot întreabă când o să o vadă pe Nina Krulikovski mai des în toate concertele din țară. Păi, admiratorii, da, se întreabă, nu pot trece piață fără întrebarea asta, imediat după voce mă recunosc în primul rând, dar... Așa am fost eu, mai răruț, mai drăguț, chemat pe la spectacol. Vreau să spun atât, e straniu pentru mine. În 3 ani și jumate am fost invitată de 2 ori la Palatul Național. Atât. Și am discutat nu odată cu regizorii cu care am colaborat și e tăcere. Enigma, nu sunt eu, cum spune lumea, că sunt o enigmă, știți, ați auzit probabil. Este enigma în jurul meu, se întâmplă ceva. Balada umbrelor, da. Este un lucru care o să se întâmple imediat. Eu vă doresc succes, să fiți invitată la fiecare concert de la Palatul Național. Asta vă doresc eu și întreaga echipă de la Cine Vine la Noi și domnul Țaranu, să mai creați muzică frumoasă. Nu mi-ați răspuns, v-am venit, ori v-ați ascuns. Am bătut în poarta grea, nu ați deschis. Dar veneam, nu să vă cer, aduceam un colț de cer.
de aripi, de cântec și vis. Mi-ați răspuns că n-auzeam, m-ați chemat când nu eram. Mi-ați deschis și n-am intrat, nu v-am venit. Vă visam de îndepărtări când treceam prin încercări cu aripi de cântec răini. O să mai vin, să mai cântăm o dată. De cer senin, de cer plin, de viața ce mi-i dată. O să mai cânt, o să mai vin, o să mă cânt, o să mă cânt, o să vă bat la poartă. Avem aceeași soartă, cât mai visați și cât mai simți. Și avem aceeași soartă. Am crezut că v-ați ascuns, de sub ierburi mi-ați răspuns. V-am bătut în crucea grea și ați oameni dragi am pe pământ, oameni dragi și mormânt, despărțiți de ierburi și lupte. Mi-ați răspuns când n-auzeam, m-ați chemat când nu eram. Mi-ați deschis și n-am intrat, nu v-am venit. Vă visam din depărtări când treceam prin încercări cu aripi de câini. Să vă vin, să mai cântăm o dată. De cer senin, de cerul plin, de viața ce-mi dată. O să mai cânt, o să vă cânt, o să vă bat. Avem aceeași soartă, cât mai lisați și cât mai sfânt. Și avem aceeași